La telefon în direct cu noi este oficialul oțelului Cristi Munteanu. Te salutăm! Bună dimineața! Mulțumesc! Bănel Nicoliță, Florin Gardo și Roberniță aici în studio cu mine, Cristi, la Fanatic Superliga. Întrebarea pentru Bănel... Felicitări! Da, felicitări! Mulțumesc. Întrebarea pentru Bănel e valabilă și pentru tine. Tu te așteptai să ajungi oțel în final la începutul sezonului? Nu vreau să fiu ipocrit. Nu, clar nu. Dar atât am avut de făcut, să tratăm competiția foarte serios. Ceea ce ați și făcut, dovadă că ați ajuns aici. Da, noi am tratat competiția la fel ca și campionatul și uite că Dumnezeu ne-a adus aici. Se întâmplă ca pe 15 mai să aveți finală la Sibiu cu Corvinu. Așa cum nu te așteptai să joci finala, nu te așteptai să ai adversar Corvinu în finală. A, un adversar foarte bun, un adversar care consider că a ajuns pe merit. A eliminat echipe puternice din campionatul nostru și cred că și noi și ei ne-am calificat pe merit în această competiție în finală. Da, oțelul se califică în finală după 20 de ani și culmea că acum 20 de ani finala cupei a fost împotriva lui Dinamo, iar eu eram în poarta lui Dinamo. Deci finala din 2004, Dinamo oțelul cu tine portar la Dinamo. Și MVP-ul meciului, da. 2-0 a bătut Dinamo sau? 2-0, da. 2-0 a bătut Dinamo. Apropo de coincidențe, finala e pe 15 mai. Îți mai amintești ce se întâmpla acum câțiva ani la Galați pe 15 mai? Pe 15 mai Dorinel Munteanu aducea titlul la Galați. Meciul de acasă poate. Cu Timișoara. Exact. Deci, el, trofeul care ne lipsește în vitrină, pentru că Oțelul are și Supercupa României. Și titlu, da, corect. Și titlu, exact, și Cupa României care nu e acolo și ne dorim cu toții să completăm vitrina de trofei a clubului. Da, sunteți la un meci de a realiza acest lucru. Da, un meci care, vă spun, la prima vedere sau pentru cine crede că a fi un meci ușor cu e de la Corvinu, se înșeală. Nu știu dacă știi tu, le spuneam și colegilor mei din platou, cei de la Corvinu la începutul sezonului au încercuit data 15 mai în calendar, în vestiar. Deci se gândeau de atunci că ar avea și ei o șansă. Da, vă dați seama și noi, dacă stau și analizez așa prin ce am trecut, am avut un grup în care a fost FCSB și Dinamo, am eliminat Craiova, Universitatea la Craiova, apoi a urmat meciul de seară care a fost foarte... foarte greu, cu o echipă foarte grea și am văzut că am câștigat pe final, meritat, foarte meritat. Și ce să spun, la Galați lucrurile nu se întâmplă așa. E multă muncă, seriozitate și antrenorul nostru care face diferența meci de meci. Cristi, e multă muncă, dar puțin bani, din ce am văzut că vorbește și Dorinel Munteanu aseară după partidă. Da, așa este, cum am spus-o și eu, confirm și eu, pentru că suntem echipa cu cel mai mic buget din România. Cât e bugetul la Galați? Puțin peste 2 milioane. Buget de Liga a doua. De Liga a doua la mijloc cu clasament. De Liga a doua la mijloc, da, are dreptate, Robert. Da, dar mă gândesc și am speranțe că după rezultatele echipei să vină mai mult oameni potenți de mediul privat din oraș lângă noi. Și îi așteptăm cu drag, pentru că orașul merită. Practic suntem cel mai bun ambasador acestui oraș și acestui județ. Da, în condițiile unui buget de 2 milioane să joci finala cupei și să te bați să câștigi play-out-ul, să fii aproape de Europa, mi se pare senzațional. Da, pe vă dați seama că am avut în 4 zile la Craiova, am avut 2 meciuri în cupă și în campionat și a trebuit să ne întoarcem acasă. Am jucat, ne-am întors acasă, am stat o zi și ne-am întors înapoi pentru că nu ne-am permis să rămânem acolo 4 zile. Cum de exemplu rămâne Cluj la Brăila pentru meciul cu voi de duminică. Da, ce să zic. Situația licenței de Europa care mai este, Cristi? Când se va da o decizie clară? Ne-am depus toată documentația, acum așteptăm. Suntem optimiști. Vom primi. Nu rămâne decât să așteptăm să vedem ce decide comisia. Când se va lua o decizie? Când veți fi anunțați? Când se anunță licențele de Europa? Așteptăm
Un timp scurt. Așteptăm. Știu că până la finalul acestei luni, dar nu știam exact când. Da. Așteptăm, da. Avem emoții ca fiecare nou nu fără emoții, dar noi suntem mult optimiști. Care a fost mesajul lui Dorinel imediat după ce s-a terminat meciul de aseară, când a stat și voi așa puțin liniștiți la un pahar de vorbă? Că urmează meciul de campionat de duminică și de azi echipa e la antrenament, chiar acum sunt la antrenament. Nu avem niciun motiv de relaxare pentru că nu am câștigat deocamdată nimic. Da, noi avem imagini cu Dorinel în vestiar, cu sticla de șampanie, făcându-le baie la toți. Da, normal, bucurie, pentru că avem 4 meciuri consecutive și băieții din platou știe ce înseamnă să câștigi minutul 90 plus 4 meciuri consecutive, cât consum de energie psihic, te stoarce de tot ce înseamnă de energie, te consumă mult de tot. Și poate și aseară m-am bucurat ca eu, ca un președinte ultras, așa. Ca un ultras, dar, da, ca un ultras. Da. Dar sunt sentimente care nu le poți opri. La Craiova am câștigat prelungit cu Universitatea, a urmat meciul cu Dinamo, a urmat meciul de la Voluntari, unde am egalat prelungiri, aseară la fel. Până la urmă, suntem oameni și ai sentimente și refulezi. Repet, poate unii mă vor critica că m-am bucurat prea mult, dar... Deci a fost o bucurie sincer, n-a fost o bucurie ostentativă sau... altceva. Da. Ce aș vrea să te certe antrenorul că nu te-ai comportat cum trebuie. mi-aș fi dorit, asta înseamnă că eram jucător, Robert. Mi-aș fi dorit să mai fiu jucător. Sau erai analist la Fanatic Superliga și făceai gălăgie la meci. La Voluntari cu Oțelul. Da. V-ați făcut programare din timp la Vatra Dorne și pentru la vară? Cu siguranță vom merge acolo, da. Eu am zis așa, într-o doară, dar văd că până la urmă rezultatele se văd, pentru că și golurile astea, vedeți, minutul 90 și țin nu doar de încredere, de mentalitate, țin și de pregătirea fizică, Cristi. Practic, de când a venit Dorinel din Liga a 3-a, noi toate pregătirile de vară le-am făcut acolo. Cum? Chiar dacă am mers aia în Austria, am mers în Antalya când mi-a permis buget, dar Vatra Dorne am fost prezenți acolo timp de 3 ani. Da, e și echipa care aleargă cel mai mult din deci, da. Și Robert, gândește-te când în lotul nostru actual avem 7-8 jucători care am pornit cu ei de la Liga 3. Da, da. Asta e cu atât mai mare meritul domnului Munteanu, pentru că ok, chiar dacă domnului Dorinel Munteanu. Domnului Dorinel că Munteanu. Da, alt domn, da, Munteanu la telefon. Chiar dacă lotul de jucători nu e la, cu tot respectul pentru ce realizează băieții ăștia acolo, dar valoric, dacă te uiți, majoritatea echipelor care le întâlniți, dacă ei pe posturi individual, nu cred că găsești multe echipe care voi din punct de vedere valoric să fiți pe anumite posturi să fiți superiori. Și atunci cu organizarea asta bună, cu pregătirea asta fizică, uite că reușiți să faceți lucruri importante la Galați. De asta am spus mai devreme că la noi e cel mai important om e Dorinel Munteanu, care el a făcut diferența cu băieții lui, cu strategia lui, cu filozofia lui. Deci este omul care a făcut să întâmple tot ce s-a întâmplat până acum la Oțelul, ca și rezultate. Cristi, ai avut vreo îndoială la început prin Liga 3-a, jucând la un anumit nivel și ai prins cantonamente de nu le mai știi numărul. Ai avut vreo îndoială asupra metodelor de pregătire a lui Dorinel când a venit la Divizia C? Nu, clar nu. Clar nu, pentru Robert, noi consider că am făcut parte din fotbalul românesc într-un moment, nu știu, foarte bun, dar un moment mai bun ca ăsta. Da. Valoric mă refer, ca și echipe. Gândește-te, atunci când jucam noi, erau 3-4 jucători la orice echipă de primă ligă care puteau ajunge la echipă, puteau juca la o națională. Corect, corect. Și toate cantonamentele noastre se făceau la munte, erau cantonamente montane, era lege pentru toate echipele. Așa asta e. Nu înseamnă că eu știu, contest metodele moderne sau asta, dar să alegi, îți arăți, știu eu, talentul ca și jucător, trebuie să ai potență fizică. Dacă nu, anulează tot talentul.
Crezi că ar merge un alt tip de antrenor la Galați, ținând cont de valoarea lotului, sau asta e rețeta perfectă, bine, dată și de rezultate până la urmă? Dată și de rezultate și dată și de buget, Robert. Trebuie să te limitezi la ce ai și asta Dorinel l-a făcut cel mai bine. Bine, aici e și meritul tău că ai știut să banii aia puțini, ai știut cum să-i drămuiești, ai știut cum să-i repartizezi, să nu fie probleme nici în vestiar, să fie și băieții mulțumiți, să nu intri într-o situație de asta de a promite de la meci la meci și la sfârșitul lunii să nu te ții de cuvânt. Am mai fost întârzieri, că ăsta e fotbalul românesc, am mai fost întârzieri, dar băieții, e un grup serios, un grup de mare caracter, care au înțeles și s-au rezolvat problemele. Dar știi cum e, e greu că în fotbal bugetul face diferența, asta este clar. Și vă dați seama, dacă noi ne-am fi permis un buget de 5-6 milioane de euro, altfel discutam acum. Ei, probabil erați în play-off și vă băteați. Și așa am fost, am fost lipsit de șansă în anumite meciuri de n-am ajuns în play-off. Da. Există vreo ofertă pentru vreun jucător clar în acest moment, Cristi? Nu. Deci nu există nicio... Nu. Dorinel, cât mare contract cu Oțelul? Sau cât vrea Dorinel el? Dorinel are contractul pe viață cu Oțelul. Frumos spus. Cât vrea el, rămâne la Galați. Exact. Și sper să iasă la pensie de aici. Da, e departe pensia pentru Dorinel. Adică un fel de Sir Alex Ferguson de Galați să fie și el acolo. Exact. Am o întrebare vis-a-vis de meciul cu Dinamo pe care l-ați câștigat într-un 90 și voi atunci v-ați întors parcă de la Craiova. După meciul de cupă. Nici n-ați mai avut timp să pregătiți meciul cu Dinamo. Îmi spun niște prieteni că la Focșani a urcat Dorinel jucătorii pe deal la Odobe și a pus în alergare, în pas rapid, vreo 200-300 de metri. E adevărat? Nu, știi cum e echipa... V-au văzut niște oameni atunci și acum zis să o lămurim. Nu, echipa fiind pregătită, chiar dacă a fost în al doilea drum, în 40 de comandanță, am făcut două drumuri de Craiova. Da. Și a venit un meci în care l-a câștigat minutul 90, asta arată că echipa are potență. Deci, suntem bine organizați, o echipă pragmatică și nu întâmplător avem aceste rezultate. Deci nu au alergat pe deal la Odobești. Nu. Am înțeles. Nu mai trebuiau, că erau pregătiți. Da, aveți două variante de Europa în acest moment, lucrul la care nu știu că te gândeai la un moment dat. Câștigarea play-out-ului, unde sunteți la egalitate, acolo sus cu UTA și cu Hermannstadt, și, bineînțeles, finala de cupă cu Corvinu. Da, acum lăsăm să vedem ce vrea Dumnezeu. Ar fi minunat să jucați în Europa pentru voi. Vă dați seama. Dar chiar, dacă jucați în Europa, puteți jucați la Galați? Nu știu, vedem, întâi așteptăm licența să vedem ce se întâmplă. Uh-huh. Dar sunt șanse, Cristi, că te văd un pic așa temător cu licența asta. Sunt șanse să nu o obțineți? Nu sunt temător. Eu am zis că sunt optimist, dar până nu vezi negru pe alb, Ar fi o lovitură și morală pentru băieți, pentru antrenori, să ajungeți în finală, să jucați cu trofeul pe masă, să știți că dacă îl câștigați, n-aveți drept de cupe europene. Da, așa e, dar eu repet, tot ce a depins de club am făcut și suntem optimiști că vom primi licența. Din bonusul ăsta, Cristi, care vine de la organizatori, au și băieții promis ceva în cazul în care câștigă cupa? Normal. Cam cât? Există prime speciale de câștigarea cupei în contactele jucătorilor? Nu, sunt doar bonusuri. Doar de bonus. La meci la meci. Uh-huh. Am înțeles. Felicitări încă o dată, Cristi, și baftă mult pe ce mai urmează, și finală și restul meciilor din play-out. Vă salut cu drag și emisiune frumoasă. Să-i transmit salutări domnului Munteanu și felicitări, te rog, ca să nu mai fie așa supărat. Să-i transmit, mulțumesc, Robert. Sau dacă vrea să-i le transmită Robert înapoi, poate să ne răspunde la telefon. Sună Leo, așa că putem vorbi și cu Dorinel. Mulțumim mult. E cu băieții vestiar. Baftă și felicitări. Mulțumim, Cristi. A fost Cristi Munteanu, președintele Oțelului, în direct cu noi aici la Fanatic Superliga.
dezvăluindu-ne câteva lucruri foarte interesante din spatele acestui mare succes al Oțelului, să ajungi în finala cupei cu un buget de 2 milioane de euro, de mijlocul Ligii Secunde. Și ai auzit ce ai zis acum, pe final? Meciul s-a terminat aseară pe la 10 jumate, cât era ceasul? 11, a început la 8 jumate, 10 jumate, 10 jumate. Dorinel e în vestiar cu jucătoria. Da, păi de aia nu a răspuns. Dacă e meci peste câteva zile... Deci da, putea să-i cheme după amiază, mă gândesc, nu? Dorinel, nu, Dorinel a spus și după partida seară, când a dat declarațiile acelea a Digi, îi las pe băieți să se bucure în seara asta, dar dimineață începem treaba, pentru că avem meci peste două zile cu Cluj. Îi las să se bucure, dar dimineața la 7. Da, da. N-a spus ora, dar... Îi aștept la micul dejun. Da, aia și are... Bravo lui, felicitări. Pentru că a luat echipa de la Liga 3-a, da, da, da. Să promoveze fiecare an cu buget. Și poate să închidă tripla pentru Oțelul. Exact ce spunea Cristi Munteanu. Să te bagi la play-off. Titlu, și Supercupă, și acum ar fi Cupa României. A zis ceva foarte corect. Ei nu au avut șansă să califice în play-off. Ei au avut câteva meciuri, două, trei meciuri în care... Toți! Da, toți au râs de Oțelul când Dorinel vorbea de play-off și păi de dacă te uitai pe lot, te uitai pe lot. Nu știam care bugetul ăsta. Te uitai pe lot, dar cât jucători îți vin repede așa în minte din lotul Oțelului. Cisoti. Lasă. Cisoti care Păi unul. Mai este Iabre. Iabre a fost și el din Liga 3-a. Avem și români. Avem Ionuț Neagu, care a fost părtaș la titlul Oțelului de zis, Bănel, băiatul ăla, și eu mă gândeam tot la băiatul ăla. Băiat la care de a venit de la Dej și a dat gol la frumos de lovitură liberă. Am uitat cum îl cheam. Pop. Alex Pop venit de la Unirea Dej. Care Unirea Dej e greu să mai salveze. Doamne, echipa Oțelului, lotul Oțelului. Știi, 2, 3, și atât. Nici o ofertă, nimic. Ei au bugetul mic. Dar nici măcar nu l-au la timp, nu au salariul la timp, asta e mai grav. Da, una e, ai bugetul, ăla e salariul, intră în fiecare lună pe data cu tare. Haideți să 240.000 sunt peste 10% din buget. Corect. Haideți să